Astăzi o să avem un format un pic mai deosebit al Cenaclului Armonii Argeșene și îmi revine deosebită plăcere și onoare să mulțumesc Primăriei Pitești, Centrului Cultural și doamnei Carmen Salub, care tot timpul conduce această unitate ferm, dar în același timp blând. Un format puțin mai deosebit, pentru că și revista noastră, Cuvântul Argeșean, are un format un pic mai deosebit. De ce spun asta? Pentru că am inserat în paginile revistei o rubrică pentru, sau am lăsat ceva spații, pagini pentru tineret, pentru copii, adolescenți și mai puțin adolescenți care vor să scrie și cred că au meritul de a fi sau intră în planul nostru de a-i putea publica în această revistă. De acest spațiu se ocupă doamna profesoară Simona Maria Mitroi și îi dau cuvântul. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru faptul că ați fost de acord să deschidem această întâlnire a noastră un pic altfel cu scrierile elevilor. Este o rubrică nouă în cadrul revistei noastre, aș putea să spun. Aș vrea să încep cu o mică observație. Scrierile elevilor fac parte din educația acestora. Educația în forma plenară ne aduce plus valoare, vreau să spun, în sensul că ne ajută sau îi ajută pe tineri să facă față celor mai puțin culturalizați, ca să nu spun altfel. Îi ajută să nu mai să facă față, ci să aibă un răspuns bun la orice, pozitiv, la orice provocare a vieții. În sală se află încă două eleve de la Liceul Teoretic Ion Barbu. Mă bucur că ați venit și la un moment dat aș vrea să vă alăturați nouă, așa ca să vă stric formatul emisiunii. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc. Și pentru că lucrul cu elevii presupune și creativitate și faptul că mergem nu neapărat pe un scenariu bine stabilit, apar ca în orice intervenții școlare apar neprevăzute. Dacă îmi permiteți, anișoara aici de față mi-a plăcut foarte mult, are în cadrul revistei la paginile 24, 25 și 26, iată, chiar și 27, un spațiu generos. Mulțumim foarte mult, domnule Mitroi și doamna Onofre, pentru faptul că ne-ați permis să ocupăm acest spațiu cu elevii noștri și pe viitor promit să mai aducem astfel de copii, tineri. Vreau să menționez faptul că noi, adulții, suntem creatori de mediu educațional și cu ajutorul doamnei director Carmen Salub ne permite de fiecare dată și are încredere în noi să creăm acest spațiu educațional. Vreau să vin cu încă o surpriză, așa ca să vă stric formatul definitiv, domnule Mitroi, începând de data viitoare când vom lansa un următor număr al revistei, vreau să predau ștafeta de a prezenta rubrica Scrierile elevilor tinerilor noștri. Anișoara, următoarea revistă, te documentezi și faci o recenzie, așa ca la carte. Sigur că da. Bun, deja avem o promisiune.
Iată cum văd tinerii noștri iubirea. Iubirea văzută așa, teluric, de către Diana Elena Nicolae, iubire văzută ideal de către Maria Cătălina Andrei și paradisiac văzută, iubirea văzută de Ioana Anișoara Georgiana. Să știți că eu le-am citit și în felul acesta m-am raportat mai aproape de tinerii din ziua de astăzi. L-am cunoscut pe Jim Salvatorul, am cunoscut-o pe Safira, o tânără care se plictisește vara și încearcă să-și creeze noi și noi povești. Ne prezintă pe Safira Anda Cristoveanu de la școala gimnazială Ion Pilat. Pe Jim îl prezintă Tudor Petrică, tot de la școala gimnazială Ion Pilat, sunt copii de clasa a 5-a și îmi aduce aminte de copilăria mea, Ștefan Marius Miulescu, cu gărgărița lui și în numărul următor va avea alte și alte scrieri, am înțeles că și pictează, face și fotbal, iată, avem copii talentați. Mulțumesc încă o dată pentru spațiul acordat în revista Oamenilor Mari, da, și Oamenilor de Cultură. Haideți să facem o mică excepție. Mulțumim. Vă rog eu frumos, nu vă supărați. Hai să lăsăm domnișoara să-și citească poezia pe care a publicat-o. Atunci vor veni și celelalte două domnișoare. Nu, că nu avem timp. Te rog mult de tot. Deci să citească, domn, că tot e aici, să citească poezia pe care sigur am publicat-o. Iubire. O, Doamne, iubirea. Poate spune cineva că n-a simțit-o niciodată? Nu cred. Sau dacă da, înseamnă că e o persoană tare ciudată. Toți iubim. Familia, animăluțele de companie, pasiunile, cu ajutorul iubirii trăim. Mai ales cei aflați la vârsta adolescenței. Își iubesc iubitul sau iubita. Sunt reguli simple în acest joc tulburător. Un pas greșit și după despărțire vei fi cuprins de dor. Ce trebuie să faci oare? Să iubești cu adevărat. Locul din inimioara ta pentru acea persoană să bată neîncetat. Și dacă într-adevăr se oprește, spune ce simți și de minciune o ferește. Până și despărțirea trebuie să conțină iubire. Sună paradoxal, dar spun ceea ce simt bine. Îți iei rămas bun de la persoana ce ai iubit-o și îi urezi succes în viață. O despărțire n-ar trebui să decurgă de parcă ai fi la piață. Aceleași reguli sunt la orice tip de iubire. Și mi-ar plăcea să nu existe final cu dezamăgire. Cum este, spre exemplu, natura, căreia trebuie să-i înțelegi căldura, să-i înțelegi și vântul, pe scurt să înțelegi pământul, să iubești fluturii ce zboară și florile ce îi așteaptă, chiar și albina ce uneori nu-i foarte înțeleaptă. Să iubim tot ce ne înconjoară și vom avea o viață extraordinară. Extraordinar, mi-e frumos. Mulțumesc. Noi vă mulțumim. Să vă conving că merită. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să le mânez și tinerelor câte o revistă. Vă rog frumos, veniți aici. Le dăm revista. Mulțumesc că ați venit. Să le și prezint, te rog frumos. Mulțumim frumos de invitație. Cum te numești tu? Andrei Cătălina mă numesc și îmi pare bine că... Plăcere și avem pe Elena Diana. Da, numele meu este Nicolae Diana Elena. Vă mulțumesc mult pentru revistă și pentru invitație și pentru încrederea acordată ca să putem publica și noi o poezie Eu în această mulțumesc. Revistă. Și mai așteptăm. Multă încredere, fetele. Multă încredere. Gata. Mulțumim frumos, doamna profesoară. Mulțumim frumos și ție. Să rămână doamna Onefrea. Bine ați venit la bine noi. Bine v-am găsit. Și după preludiu ăsta cu elevii, cu tineretul. Da. Hai să trecem la treburi de adulți. Nu am zis serioase, atenție, că și pentru ei este la fel de serios ceea ce exact, fac. Exact, da. Așa este. La treburile noastre de adulți și hai Corect. Să prezentăm conținutul revistei începând cu prima pagină. Da. Cu prima... Coperta o prezentați? 1.
Da. Prezentați dumneavoastră. Da, nu, prezentați dumneavoastră că vedeți să citiți. Da, este vorba de revista Cuvântul Argeșan, iulie 2024. Avem o fotografie inedită de data aceasta, pentru că domnul, prietenul, domnul Alexandru Oprea a fotografiat o expoziție de olărit și a făcut și a creat și 4 versuri care să aibă legătură cu, bineînțeles, cu expoziția, cu fotografia. Până acum ne prezenta peisaj, ne prezenta, știu, o clădire specială, un ceva, o mănăstire, da. Acum e vorba de o maestrie definitivată prin olărit. Un alt tip de artă. Exact. Și e scris aici și Poienița, deci are legătură cu un loc special. Roata vieții se învârtește peste timpul infinit, altă roată învârte lutul, roata pentru olărit. Moștenire peste veacuri, de la daci își trage vița, meșteșug ce nu se uită la Coșești și Poienița. Foarte frumos. Da, foarte iar frumos. Sloganul, da, sloganul artistic vine de la Ion Barbu, care ne spune: acolo unde geometria devine rigidă, poezia îi oferă un orizont spre cunoaștere și imaginație. Dan Barbilian. Dan Barbilian. Coperta 2, așa cum ne-a învățat domnul Constantin Samoilă, și eu îi respect, și noi respectăm, de fapt, creația. Arta. Da? Arta. Creația, creația dânsului, sigur că avem da. Aici un portret al lui Marin Preda, foarte bine realizat. Începem cu dumneavoastră, cu Adrian Mitroi, președintele Ligii Scriitorilor din România, filiala Argeș. Și domnul Mitroi ne-a învățat cu articole, cu eseuri care să ne pună să gândim, care să ne atragă să citim, dar să ne punem și întrebări. Dânsul militează de fiecare dată în eseurile dânsului. De data aceasta este titlul, sună așa: cine are și cine nu are nevoie de cultură? Nu este pus semnul întrebării, este pur și simplu expresia, care are și un subtitlu: lectură printre rânduri. Deci, atenție, când citim, trebuie să citim și printre rânduri ca să înțelegem ce a vrut să spună domnul Mitroi, cu toate că este foarte clar, militează pentru cultură, militează pentru artă, dar mai ales pentru educație. Citez: unii, cei mai mulți, dar din păcate cei mai puțin puternici și mai puțin vocali, susțin că fără acumularea cât ori mai multor informații, acelea care ne pot aduce independența în gândire și acțiune, cele care ne dau posibilitatea de a distinge binele de rău și adevărul de minciună, acelea care ajută la crearea unei culturi solide, bazată pe adevărul universale, recunoscute, adică cultura generală, nu putem avea o cultură lucrativă pentru fiecare individ care aparține unei mulțimi: societate umană, grup populațional, națiune, grup etnic, grup social, ocupațional, familie. Bineînțeles că domnul Mitroi are și un umor special și îl găsim aici, pe mine m-a amuzat. Întotdeauna sloganurile sau arborarea unui steag sau unui slogan politic, niciodată nu o să-l găsiți pe un WC-ul public. Care e clădire publică, dar din motive, bineînțeles, lesne de înțeles. Avem aici, deci vorbește foarte mult de familie și de rolul ei, vorbește foarte bine despre rolul educațional din școală și este intrigat, este efectiv intrigat că, citez, atenție, educator de toate categoriile, responsabilitatea actului educațional reprezintă o acțiune de interes național. Are dreptate și există, e bine că există astfel de voci care trag aceste semnale de alarmă.
ele sunt cunoscute, dar e foarte bine când o voce care are în mână condeiul scrie în felul acesta, pentru că observăm, dar poate nu luăm în seamă. Da, problema este că nu scriu așa ca să merg pe mainstream, că nu mă interesează chestia asta. Scriu din convingere. Exact. Pentru că așa m-am obișnuit. Eu nu prea exemplific ce aud foarte puțin și ce văd de la alții foarte puțin. Ce am trăit eu. Efectiv, ce am trăit eu. Și eu asta am trăit, pe vremea mea se numea liceu teoretic sau de cultură generală, da. Atenție, de acolo puteai să faci orice. Făceam și practică, ne ducea, făceam atelier, nu era problemă. Da, da, da. Dar și de acolo puteai să te duci în orice direcție voiai tu. Asta era cea mai importantă treabă. Se pune problema foarte interesant. Este și adevărat, dar este și foarte multă falsitate în problema asta. Dom'le, la ora actuală sunt atâtea informații încât omul ajunge să nu le mai poată cuprinde. Ok, niciun fel de problemă. Dar ca să-ți formezi o cultură generală, asta se numește, nu trebuie să te specializezi în toate domeniile. Da, să se știe. Îți formezi într-o... Adică trebuie să știi exact ce înseamnă la un nor, chiar dacă ești medic. Trebuie să știi ce înseamnă aia o bujie, chiar dacă ești medic veterinar ca mine. Nu? Da. Bineînțeles. Sau trebuie să știi să schimbi un bec. De câte ori n-ați văzut în filmele americane că i-a tras firul de la telefon din priză și el s-a uitat ca fraierul, nu mai știa ce să mai facă. Gata, nu mai are telefon. Era simplu, băga da. Ăla în priză și cu asta basta. Deci, iacătă, toată această cultură te ajută, și aici e o mare problemă, te ajută să nu devii umil. Să nu devii umil și să devii oarecum, nu poți să fii chiar independent, dar oarecum independent. Un clasic în viață spunea, păi ce ne trebuie nouă, că avem internet. Da, dar internetul nu spune totdeauna adevărul. Internetul are foarte, foarte multe interese. Și atunci, dacă nu citești și dacă nu te documentezi despre subiectul respectiv, mai bine stai în banca ta și vezi de trebușoara ta și pricepe-te sau fă ceea ce te pricepi mai bine. Mie tata îmi spune așa, băi, măturător să te faci, dar să o faci ca lumea, mă. Să o faci ca lumea. Să vadă omul, să se vadă ceva după tine, că ai făcut ceva. Da. Și avea mare dreptate. Bun, mulțumesc frumos pentru cuvintele dumneavoastră. Acum trecem la următorul subiect tratat în... E vorba de domnul Gheorghe Mohor, da. Cum? Da, e vorba de domnul Gheorghe Mohor. Da, da, de domnul Mohor, sigur că da. Nenea Mohor este un personaj foarte interesant. Și în scris, dar și în viața de zi cu zi. Mie mi-a plăcut de dânsul de la început. M-a atras așa, mi-aduce aminte de tatăl meu, este un tip care gândește înainte de a vorbi. Are o minte foarte organizată și la vârsta aceasta, iacătă, ceea ce este meritoriu pentru dânsul, pentru că avem proverbe pentru orice. Ai dat în mintea copiilor. Mai la bătrânețe. Uite că nenea Mohor nu vrea să dea mintea copiilor. Și a scris are un articol aici despre avatar și avataruri în arta literară. Acum în arta literară în general și clasică și modernă. După ce a dat definiția găsită în Dex da. A avatarului. Avatar. Da, a început să caute ca un scormonitor de la căutător de pepite de aur prin literatură și a găsit o seamă, o sumă de pepite din astea în care erau tratate avatarurile. Chiar ne dă un exemplu din Tudor Arghezi, din Cuvinte potrivite,
nu mai citez aici, că toată lumea știe poezia. Da. Vorbește și despre doamna Onofre, despre piesa de teatru pe care a scris-o dânsa, chiar titlul. Da. Presupune treaba asta, în noaptea aceasta nu e lună, în noaptea aceasta este lună. Deci o noapte care se poate transforma din lună în nelună și invers. Da. Bun. Am avut chiar aici la Centrul Cultural lansarea acestei cărți. Foarte bine, da. Foarte frumos. Și bineînțeles că după, și tratează o pleiadă de autori, toți foarte, foarte importanți. Ba, uite că îl găsim și pe domnul Constantin Samoilă, îl găsim și pe Alexandru Oprea, deci Adina Romanescu, deci are Nenea Mohor, a făcut aici, eu sunt sigur că dacă ar fi putut, ar fi scris 3 reviste despre treaba asta, dacă ar fi putut să le publice într-o singură revistă. Asta este clar. La cultura pe care o are dânsul era, cred că, prea mică, prea puțin 3 reviste. Da. Mulțumim frumos de Nenea Mohor, ca de obicei, la superlativ. Da. Domnul Nicolae Braniște. Domnul Nicolae Braniște, neobișnuit cu poezia dânsului, dar am observat că în ultimul timp o mai așa un pic pe calea filosofiei, că până acum câtva timp era descriptivă. Pur și simplu ne povestea ce a făcut dânsul. E, acum a început să o și gândească, să o și rumege și este extraordinar, adică saltul calitativ este deosebit. Are câteva poezii, Credința. Stea terestră. Asta vă rog eu frumos, dacă se poate să citiți primele două strofe de la Stea terestră. Mi s-a părut foarte interesant. Așa ca să incităm publicul cititor. Stea terestră cu răsărit și apus, pe unde trăiești ceva ai de spus, te-ai născut pe lume în cuvinte, din străluciri de raze sfinte. Dar al cerescului divin, nor de furtună pe senin, star cu lumină rece și fierbinte, nestins ne rămâi în minte. Da, vedeți ce înseamnă chestia asta. Ancestralul dânsului îi permite să scrie despre așa ceva. Probabil că are pe undeva prin gene rămase întipărite ca lumea harul ăsta al preoției. Da. Are și rece familie, și caldă, păi da, e clar și că la noi ajunge o lumină rece, dar dacă te duci lângă ea este caldă. Deci face un fel de descripție, dacă ar fi lângă și de fapt este departe și face totuși descripția asta. Da, e impresionant. Adică mă gândesc la ce a gândit dânsul în momentul în care a scris-o. Praf în ochi. Praf în ochi și sfântă lumină. Bun. Da. I-aș face o recomandare domnului Braniște. Domnul Braniște, dacă se poate, nu știu, dacă se poate, zic, să ni le citiți cele mai poeziile care vă plac dumneavoastră cel mai mult, care vă plăcut cel mai mult, să ni le recitiți după vreo 10 ani și să vedem dacă le înțelegem la fel. Vă prindeți? Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul este preotul profesor dr. Teodor Damian, o prezență constantă. Aici am publicat un articol care se numește Participarea noastră în biserică la învierea Domnului.
Este un articol complet, este un articol scris de un om care are capacități speciale. Avem explicații, avem, mă rog, așa cum plecăm de la denumirea de biserică din grecescu, eclesia, care înseamnă până la urmă adunare sau cei chemați, dânsul ne învață de fapt cam ce trebuie făcut când ești în biserică atunci când celebrezi învierea Domnului. Spune așa, învierea Domnului implică două aspecte fundamentale ale vieții noastre creștine, anticipare și participare, iar acestea se pot trăi plenar numai în biserica sa. Vă las să-l citiți, este un articol cuprinzător, știm cu toții ce simțim când intrăm într-o biserică, când intrăm într-o mănăstire, știm cu toții ce înseamnă când ne ducem de înviere și cât ce trăire avem în momentul în care participăm la învierea Domnului. E cu totul special. Asta vrea să scoată în evidență preotul profesor Teodor Damian. Bun. Și acum am ajuns la scrierea doamnei Cristin Bernadette Rousseau, aici de față doamna Cristina Onofre. Continuăm cu periplul. Scuze? Zic să se obișnească și cu celălalt nume al meu. Da. Lumea. Continuăm. Mulțumesc. Să mergi călare, să întinzi arcul, să spui adevărul. Trei acțiuni care presupun crearea puternică a unor reflexe. Nu poți să mergi călare dacă nu ai reflexul de a merge, create reflexul de a merge călare, ca pe bicicletă. Nu poți să întinzi arcul dacă nu ai reflexul de a ochi. Da. Și nu poți să spui adevărul dacă încă mai ești acoperit de vălul minciunii. Da. Trebuie să creezi reflexul de a da acest văl la o parte și să rămână... Până la vorba, mulțumesc că mi-ați atras atenția asupra acestui aspect. E vorba de, pe lângă inspirație, vorba de instinctul. Absolut. Creat. Nu numai instinct, și reflex. Reflex și instinct. Instinctul este talentul. Exact. Reflexul este ceea ce căpătați. Această carte a mea înseamnă 80 și ceva de poeme care se referă numai și numai la continentul Africa. Da, da. Și am aici, mă însoțesc de niște cronici, pentru că... Da, domnul Adrian Lesenciuc, da, exact. Care este președintele filialei Uniunii Scriitorilor și scriitor... Din Brașov, da. Scrie ceva și vreau să citesc aici, așa. Mereu prezentă dragostea femeii care așteaptă, cum prezentă este și povestea în propria spunere. Și mai departe face o comparație. Dar asta este foarte important. Mi s-a părut foarte, foarte important. O să vă rog frumos să alegeți dumneavoastră o poezioară. Aceste poezii sunt un pic mai diferite, sunt mai lungi versurile. Probabil că aveați mai mult de explicat. Da, exact. Alegeți dumneavoastră o poezie pe care să o citiți. Vă rog frumos. Da. Că de câte ori am zis eu că asta îmi place mai mult, dumneavoastră ați găsit altceva. și acum m-a obișnuit că îmi spuneți și nu m-am gândit la ce anume. Sigur că da. Da, aflând de la bătrânii despre somalezii Cabero și Uamai, este o poezie în trei acte și cred că, da, este cea mai lungă. Să vedem, mai am și partea aceasta, nu aici, domnul Greifelean, două pagini. Scurtă poveste despre Zahrimacta. Masicambu, iubitul ei rânduit de astre, se întoarce cu vânatul pe umeri. Picături de sânge curg pe pielea bărbatului. Zahrimacta fuge pe câmp. Picioarele îi sunt fierbinți și trupul îi este fierbinte. Are înfipte în inimă 100 de săgeți. Săgeți de teamă și de iubire. Soarele aruncă și el cu săgeți.
Zahrimacta știe că uneori și luna aruncă cu săgeți după femeile care se tem de dragoste. În nopțile când silueta unei femei leopard se arată trecând peste coline. Este acea întrupare a femeii în animal. Este o întrupare specială. Toată cultura africană are așa ceva. Se bazează pe chestia asta, dar culmea este că s-a deplasat acest concept și înspre nord, nord-vestul Europei, pentru că și acolo există și chiar și la noi a existat cultul lupului. Da. Acolo cultul vulturului, da, care este plasat exact pe steagurile multor state. Exact. Deci cultul... Mai ei trăiesc și acum în aceste culturi și în aceste cultume, de aceea... Diferența asta aș mai putea să mai exemplific încă un poem. Da? Cranii, mlaștii, în elefanți. Pentru a vă arăta că se merge și în altă zonă, nu numai în cea a unor iubiri speciale, ca aceea poveștii despre Zahrimacta. La intrarea în cele câteva sate, nouă cranii, înălbite de vreme și soare, înfipte în nouă prăjini, anunță războiul. Într-o mlaștină îngustă, o ceată de elefanți așteaptă. Sunt elefanții care vor porni la îndemnul stăpânilor. Sunt elefanții care vor pleca din aburul mlaștinilor pentru a călca în picioare ținuturi necunoscute. Întoarcerea acasă va fi triumfală. Mlaștinile îi vor răsplăti cu ochi curioși ieșiți din adâncuri, cu aburi de răcoare, cu egrete ce leagă apele de maluri. Îmi permiteți o observație? Vă și rog. Chiar dacă nu-mi permiteți, eu tot vă fac. Vă rog. Mi-aș fi dorit să traduceți numele celor pe care i-ați pomenit aici. Că toate numele acestea se pot traduce. Ei nu au un nume proprii. Toate numele lor proprii sunt, de fapt, ori o frază, ori un ceva, un animal, oriceva. Spre exemplu, în Ghana, numele oamenilor, știți cum e? Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Depinde în ce zi sunt născuți. Numai că pot să vă fac o mărturisire. Aceste nume sunt inventate în funcție de cultura și de tribul respectiv, nu sunt luate ca atare. Deci, efectiv, sunt creația mea. Corect. Perfect. Până acum n-am spus-o. Este... În spiritul, spirit, bineînțeles. Da. Și studiind cum sunau numele lor și dacă am vrut să nu... Ca muzicalitate. Ca muzicalitate, până exact. La urmă. Da, exact. Bun. Bun. Asta nu e o problemă, dar eu am inventat acest lucru. Este al meu și l-am scris în carte. Trecem la domnul Craifăleanu. Da, domnul Craifăleanu, o prezență mereu plăcută. O prozodie... Adică o versificare interesantă, își pune întrebarea ce este poezia. Mi-a plăcut foarte mult. Bine, și 7 zile de iubire, cui să nu-i placă 7 zile de iubire? Ca, exact. Așa și dânsul se întreabă și ne întreabă, dar numai că ne întreabă, dar dânsul și răspunde. Ce-i poezia? Cine știe? S-au dat atâtea definiții. Eu nu am astfel de ambiții, dar mă întreb, ce ar putea să fie? O hrană a sufletelor triste? Balsamul ochilor în lacrimi? Un lac al propriilor patim și al gândurilor fanteziste? Stropul de rouă ce dezmiardă un fir de iarbă însetat? Ia uitați ce frumoasă metaforă și cât de subtilă. Sau asfințitul inflamat când cerul parcă stă să ardă? E dâra fină de beteală lăsată de o stea căzândă? Sclipirea din privirea blândă care te vindecă de boală? Fiorul unei serenade ce-ți face pielea de găină când raza dulce de lumină din lună drept în piept îți cade? Pădurea când își schimbă haina rece cu o rochiță verde?
Vraja iubirii care își pierde puterea când dispare taina? Sau maci înfloriți în marea de grâne aurii pe câmpuri, când zboruri zâmbind spre alte timpuri pe căi ce ți le dă visarea? Sau mingea roșie din valuri în diminețile la mare, ori bogăția de covoare țesute toamna peste dealuri? Sau sita cerului când cerne clamida albă peste lume? Au toate acestea vreun nume? Eu doar întreb. Nu pot discerne. Cu toate că a discerne nu mai e cazul, că deja ne-a transmis metaforă, ne-a transmis simțire, ne-a transmis bucurie, ne-a transmis poate ce nu gândeam noi că ar fi poezia. Nu? Da. Mai avem aici 7 zile de iubire, este, dulce chin, dar am preferat să o citesc pe acesta, în întregime. Este o anumită viziune pe care a exprimat-o domnul doctor Craifoleanu, pentru că poezia poate să fie și gri, ba chiar și neagră, nu numai roz, așa cum spune dânsul. Numai departe de poezia lui... Nu? Bacovia. Ce găsește acolo optimist sau roz? Nu a găsit nimic. Cu toate că el n-a fost așa, n-a fost un om tacitor, n-a fost... Dar ia cătă. Bun. E, în orice caz, eu nu-l cunosc în viața personală prea mult pe domnul Craifoleanu, dar în poezie este foarte optimist. Este extrem de optimist și până la urmă cred că e bine pentru că ne transmite și nouă starea asta nemaipomenită. Perfect. Acum trecem la doamna Loreta Din. Doamna Loreta Din ne obișnui cu o poezie, nu una, mai multe, care începe să devină din ce în ce mai solidă și din ce în ce mai expresivă. Și aș da citire unei poezii atât de noi. Și dacă eu, și dacă tu, atât de da, atât de nu, atât de mult și de puțin, atât plăcut, atât păcat, atât divin. Și dacă eu, și dacă tu, atât de jar, atât de ger, atât de clar și atât mister, atât de nor și de senin, atât păcat, atât divin. Mai departe vă las pe dumneavoastră să o citiți, că merită. Bine, mai are câteva poezii, nu mi-amintesc. Visul unui zbor. Da. Bun. Cine vorbea acum? Eu? Bun, Simona. Prietena mea de suflet, Simona Vasilescu. Ființa ezoterică, etern ridicată printre astre. Are câteva poezii, se naște, se naște. Ne-a citit-o. Jocul luminii și soare. Dar aș vrea să citiți, dacă se poate, primele două strofe din Jocul luminii. Vă rog frumos. Umbrele de ploaie cu aripi de flori mă îndeamnă vibrante să alerg, prin culori. Umbrele de soare cu aripi de cer împicură viața, fluidul, mister. Cred că ați înțeles cam despre ce este vorba. Vis, dar un vis plăcut. Și dacă stăm un pic așa și ne gândim că noi o treime din viață visăm sau dormim, am putea să ajungem la concluzia că visul poate fi o viață pentru noi, o altă viață. Da, bun, am ajuns la domnul Munteanu, domnul doctor Munteanu. Domnul Vasile Munteanu ne duce, adică dânsul
când e în Statele Unite ale Americii, când e în Anglia, când e în Franța, când San Michel, la, când la Sovata și ne explică aici detaliat, adică aflăm despre toate bisericile, aflăm despre partea geografică a așezării, dar dânsul pendulează așa între lumesc și spiritual. Și uitați, dau și un exemplu. Sovata a intrat destul de repede în folclor românesc, astfel că au apărut slogane: du-mă mamă la Sovata să-l cunoști și eu pe tata. O să aflați de ce nu mai anume este de actualitate, pentru că era vorba despre era o vorba unitate militară. Militară, care, da, da. Chiar o explică, chiar explică aici. Dar vede, nu mai există, dar asta e și frumusețea, că o să rămână prin asemenea articole. Zice aici, dar adevărul mascat era altul. În stațiune era o puternică unitate militară cu soldați puternici sănătoși, care își dădeau din ce în ce mai mult concursul la creșterea natalității prin tratarea naturală a sterilității. Deci de la faptul că ne plimbă din lume spre spiritual, este, da, este șarmul dânsului și nu are un șarm mai înscris, are un șarm și ca persoană vocală. Are șarm pe persoană fizică. Vocală, e o persoană foarte vocală. Da. Îl așteptăm cu continuarea pentru că este interesant să nu te duci la Sovata, dar să știi totul despre Sovata. Înțeleg că la Sovata trebuie să te duci pereche. Nici atunci nu e prea sigur. La purtător, așa. Da. Da, domnul Alexandru Oprea. Eu am spus de atâtea ori că domnul Alexandru Oprea scrie foarte bine. Mie îmi plac poeziile dânsului. Are o poezie aici, așa e viața. Poem, de fapt, pentru că e lung. Și mai are Grăbește-te încet, Festina lente. Da, vă rog eu frumos să citiți ultima strofă din prima poezie, Așa e viața. Apa e viața. Apa e viața, pardon. Scuze. Mă înjoacă feste ochii. Ce să fac, asta e. Apa e viața. Ultima strofă, scuze. Apa e viață. Mă uitam aici. Apa e viață, e divină, apa e esența vieții, de la Domnul e izvorul înțelept, o spun profeții. Lăsați norii să danseze, să ne aducă apă sfântă, de-o păstrăm nealterată, Domnul o binecuvântă. Ce frumos a spus nenea Oprea despre chestia asta, a tratat subiectul ăsta și sfârșitul este apoteotic, e clar. Da. Liliana Nanu. Doamna Nanu, mi se pare că are ceva fotografii prin... Are o singură... Parcă e o fotografie, o pictură pe frunză. Da. Dacă nu mă înșel. Da, bun, perfect. Și are aici... Da, la pagina, Doamne, ce n-am la pagina fost. 20 uh-huh. Este, dacă... Fă-mă, Doamne, ce n-am fost. Un poem foarte, foarte interesant. Citiți dumneavoastră două strofe, vă rog frumos. De la început. Fă-mă, da. Doamne, ce n-am fost. Da. Mugur înverzit cu rost. Fă-mă rouă printre flori. Atenție, scuze. Mugur înverzit cu rost. Da. Să renas mereu în zori. Fă-mă lacrimă de ploaie. Spicul ce în lan se-ndoaie, râu de munte răcoros, să-ți murmur un vers duios. Și las așa punctele da. De suspans, da, de suspensie, da, da. Ca să le savurați dumneavoastră. Un suflet nobil, un suflet nobil, poetă din har. Da. Efectiv, nu cred că este foarte, foarte... muncit așa, lustruită la, prin facultăți, prin astea, nu. E din har, poetă de har. Da. Domnul Ion Alexandru Dâmbovnic și dânsul tot membru LSR, toți dinainte sunt membrii LSR, membrii
care l-au ca președinte pe domnul Mitroi, așa da, să ai tot, tot să ai un președinte așa, Argeș, Argeș, la filiala da, respectivă, sigur că da. Da. Dar sunt puține filiale, nu sunt foarte multe. Ba nu, sunt, da? Sunt. Sunt. Da? Și în afară țării sunt multe. Foarte frumos, e bine că am spus așa ca să spuneți că nu sunt. Și în state și în Canada sunt da, foarte multe. Îți pare că chiar și în Brazilia, dacă nu mă înțeleg. Interesant. Deci unde sunt români se adună spre Liga Scriitorilor. Foarte bine, înseamnă că păi, au motiv. Oamenii... Este un motiv să faci vedeți, parte dintr-o comuniune culturală. Eu nu știu la ceilalți cum este. Ce-am văzut și eu, am mers până atâtea țări și ce-am văzut, nu sunt legați de case. Ei da, n-au, da, n-au, așa e. N-au termenul proprietății. Da. Nu, dar noi așa suntem. Vor să și trăiască unde, bine da, și da, da, să se da, și, regăsească noi, în ceva. Până când nu... Dar este totuși un paradox. Este un mare paradox. Suntem legați de, mental de pământul nostru, pe unde se întâlnesc românii, uite, fac câte o treabă de genul ăsta, însă în același timp se și mursecă pe la spate precum câinii sălbatici. Asta este. E un mare paradox. Nu da, știu ce cauză. Când iau legătura cu cineva din afara țării, întreb, sunteți uniți? Vă simțiți bine? Ce din ce în ce mai puțin uniți, din ce în ce mai puțin. Zic, domnule, dar sunteți puțini. De ce nu sunteți uniți? Nu știu, nici în cadrul bisericii nu mai suntem uniți. Și îmi pare rău, dar aveți dreptate și v-am exemplificat și eu. Deci, revenim. Ion Alexandru Dâmbovnic are două poezii aici, Vreme Eminesciană, care este de fapt un omagiu, și a doua poezie, Doar fără de pereche, care până la urmă este un omagiu adus ei tradiționale. Eu le-am pus una lângă cealaltă pentru că mi s-a părut interesant să fie de la Eminescu spre tradiție, spre rădăcinile și ale lui până la urmă și ale noastre. Avem aici, am scris odă în metru antic, citesc ultimele două strofe, am scris odă în metru antic, versuri cu rime de aur, visător etern romantic fără a răvni vreun laur. De ursita mea condus, trec peste zilele voastre, fiindcă locul meu e sus, viu luceafăr, printre astre. Iar ea, floare de câmpie albă ca de crin petală, demnă îmbracă și cu fală azi întreaga Românie. Păcat că este produsă în India. Nu toate, sunt multe ieșoare și... Ce găsim pe aici? Ce mai găsim, da. Marian Teodor Popescu... Am zis că... Nu, eu... Era, da, dumneavoastră Marian Teodor Popescu are poezie de dragoste, dar aici chiar mi se pare că s-a întrecut pe el cu aceste Iubesc Luna. Întrebare, da. Cine fi Luna? Și eu am scris despre lună, dar noaptea aceasta nu e lună, noaptea aceasta este lună. Probabil că și pentru el este și pentru nu el, este lună. Pentru el e lună tot timpul. Hai. Tot timpul, da, bravo, excelent. Înseamnă că e de bine dacă poate să își păstreze această stare. Îmi dați voie să... Da? Te iubesc, luna. Te iubesc, luna, ce mult te iubesc pe țancuri abrupte sau drepte. Acolo, sus, doar eu te găsesc la răsărit și apus, în clipele trepte. Deci ideea asta de clipele trepte e interesantă. Izvorul ne cheamă pe ascunse cărări, cristalul și roa din lacrimi ne apropie liniștit pe multele scări, urcăm și visăm plutind printre patimi. Căprioară iubită cu sufletul gol, se pleacă zmerit, căprioara iubită cu sufletul gol, se pleacă zmerit cu capul spre soare, îți sărut fruntea, nebun, fac ocol, pătruns, tremurând de o dragoste mare. Nu spui o vorbă, nu zic nimic, doar te sărut și te alint în surdină. S-a oprit timpul în pieptul tău mic, se aude respirația fină. Te iubesc, luna, ce mult te iubesc, pe țancuri abrupte în noapte, sub cetin de argint, cu tine trăiesc mereu, printre rime și șoapte.
Bravo, Marian Teodor Popescu. Să ții tot așa, da. Pentru că inspirația contează. Veșnic conectat. Da. La iubire. La inspirația divină. Da, exact. Ramona Enache. Iubirea felinar între stele. Felinar între stele. Atenție, deci mai puternic decât stelele. Da? Și Miurițe de pe Plai. Foarte drăguț. Iubirea e a sufletului. Vă rog, eu citiți dumneavoastră, că mie în fug literele. Ce? Pe care vezi? Iubirea în felinar fornetul... printre stele. Ultima strofă. Iubirea sufletului mantie, o stea luminii ce împrăștie, raze strălucitoare peste lumea muritoare. Da. Frumos. Domnul Constantin Samoilă. Domnul Constantin Samoilă, de data asta, pe mine m-a impresionat, vă spun cinstit, și mai am cineva care m-a impresionat extrem de plăcut în această revistă și o să vă dezvălui și cine și de ce. Domnul Constantin Samoilă, de data aceasta, ne mângâie cu o poezie. Năzuință. Și v-aș ruga din suflet să o citiți pe toată, vă rog eu frumos. Este foarte, foarte frumoasă. Golindu-mă în adâncuri de cântecul cel mare, mă simt curat, prea sobru și falnic în destin. M-am regăsit cu fața rămasă la păstrare, până la zarea oarbă, de unde să mă înclin. Văpăi necunoscute mă ating până la margini, rămâi uimit în locul prezentului trecut, dar mai presus de vârstă sau mai presus de vreme, stă nemișcarea mută în tot ce-i absolut. Gata, atât să-i lăsăm pe dâns și să descopere poezia în integritatea ei. Da, e frumoasă cealaltă, e un sărut pământul și îmi dezleg destinul. Excepțional. Da, asta chiar este o imagine specială. Domnul Dumitru George Sima, venind de curând printre noi în revistă, dar membru al... Da, păi știam, nu să... Noi, în revistă. Da. Este de curând membru LSR. Are aici două poezii, De ziua ta și Călușul, foc și pasiune. Este o poezie care dânsul alege când rimează, când nu rimează, deci scrie vers alb, scrie vers clasic. Da. Așa e exprimarea dânsului. Da, exact. Da. Deci nu merge numai pe o redută. Vrea să cucerească mai multe redute. Toate redutele. Exact, toate, dacă s-ar putea. Dintre daruri oricum, tu pe care vrei, iubito, să-ți aleg... Meritoriu la vârsta dânsului. Da, da, scrie de mult. Da, da. Dintre daruri tu pe care vrei, iubito, să-ți aleg luna, razele de soare, ori luceafărul întreg. Vrei o stea mai depărtată, fulgere fără scântei, ți-aș alege bolta toată, fulgere din inimă, dar cu scântei și pământul, dacă vrei. Da, da, domnule Sima. Maria Pantazi, da, Maria Melancolie de toamnă. Aș fi ales ceva mai estival, dar nu am avut. Urmează să sper să mai trimită poezie. Are aici o, da, chiar trece așa prin stări. O să citesc versul plecând de la E toamnă, melancolia e la putere, o simți noase cu fiecare gând și peste zgomotul orașului e tăcere în sufletele măcinate de cuvânt. Deci Marina chiar este o mămică ce dorește să fie în continuare măcinată de cuvânt și foarte bine face. O așteptăm cu poezie. Doamna Aritina Mihaela Ionescu are o poezie, Cain, care se încheie cam așa.
însângerată, da, așa, hăituit de imaginea însângerată a fratelui său ucis. Regretul îl poate învia pe cel ucis. Oare chiar o fi regretat? Adam și Eva au știut cine l-a ucis, cine le-a ucis copilul? Ca să-l mângâie în durere, Dumnezeu le-a dat pe set. Să ai un copil criminal, ucigaș, cu sânge rece, e o durere mult prea mare pentru acei părinți. Da, însă fiind și medic pediatru, înțeleg că simte foarte pregnant ce înseamnă, adică s-a transpus. Da. Domnul Gelu Ungureanu, poezia cu roșii fără rost, nu zâmbiți, vă rog. Da, este, întotdeauna ne lasă așa cu un semn de mare de întrebare, domnul Gelu Ungureanu, asta pentru că este foarte, da, este asta foarte, dorește, el dorește să ne, să ne pună pe jar. Poezie hermetică, da. Îți trebuie multă minte să o descifrezi. Călcăm cu o pondere nesemnificativă peste marile greșeli și chiar peste îndreptarul vârstelor fără țintă. Uităm, reluăm, retrăim. Am citit atâta timp numai cu lupa, în speranța că nu va mări numai literele, ci și capacitatea de înțelegere. Mi-a plăcut asta, da, cum citit-o numai Maria lupa. Giurgiu vine cu câteva poezii, printre Degetele nopții, Singurătate, Viziune, da, de noapte. Viziune de noapte. Mă înțeleg bine cu colegii mei, eu văd că de la, suntem așa cu un fir referitor la noapte. Da. Și doamna Maria Giurgiu este, da, tot apropiată. Este o, doamna Maria Giurgiu scrie o poezie puțin ermetică, tot așa ca și domnul Gelu Ungureanu. Ceva mai deschisă, mai feminină, mai, nu? Am zis, da, puțin. Zis puțin, da. Da. Mai, da, deschisă, mai feminină, mai, da, atractivă, în sfârșit. Da. În orice caz, nu se poate spune că e o poezie descriptivă. Nu-ți dăm ură în gură, asta este foarte clar. Da. Și are darul de a te face să dorești să continui lectura poeziei dânsei. Bun. Vă rog frumos să citiți prima strofă din Singurătate. Apele spiritului nestăvilite au năpădit insula noastră de vară. Din poveștile învezite se întorc în iarna femeii singure viziuni. Vă rog frumos să nu vă îmbătați cu apă rece că ați înțeles despre ce e vorba, că de-abia după asta începe. Da. Bun. Dar din cuvinte ca niște privighetori jucăușe, în serile calme îți alintam catifelate stele din priviri și tu mă îmbrățișezi. Da, da, foarte interesant. Nu-i ca așa? Așa cum este și dânsa. Da, da. O stare de spirit. Cu, da. Eu am făcut cunoștință cu poezia doamnei Maria Giurgiu, cu poezie proză un pic mai neagră, sau proză un pic mai neagră, așa mai... Are și proză? Are, da, și proză. Dar uite că în adâncul sufletului dânsei este un om blajin. Da, e mare lucru să reușești și în proză și în poezie, o diferență colosală între genuri. Corect. Mihaela Bujor, ea este pe aceeași strună, cântă Mă rog și Dacă, are două poezii aici. O să încerc să pun câteva versuri ca să vedeți unde se mai află. Pentru că mereu se află cam în același loc, al sentimentalismului, al jocului de cuvinte, al inimii exprimate în poezie. De n-ar fi avut cerul cel sfânt stelele, cine ar fi știut de dorințele mele? De printre flori în rouă eu caut înalt, când cade cât o stea, o rugă sus eu salt. Acestea sunt începuturile poeziei, Mă rog, și dacă mă întrebai de ieri câte ceasuri, câte seri, adormeam cu ochii uzi, n-aș fi spus
să nu auzi cum cădeau ca niște pietre lacrimi ce îmi strângeau vetre în care ardeau în foc clipele-mi fără noroc. Ea-și cântă iubirea și nenorocul, pentru că până la urmă ceva ne inspiră și până cel mai multe când ne inspiră greul, prin el dacă trecem, cum Voiculescu spunea, scoatem de pe aur zgura, ca să fie iubirea. Nae Stancu, mereu jucăuș, mereu în căutare de subiecte, mereu plin de umor. Aș citi aici două, apetit. M-am dus dis de dimineață să cumpăr niscai verdeață, cam niște pofte avide de ceva cu pesticide. Și mahmureală, îl caut cu disperare și dacă îl prind, îl sugrum pe nefericitul care a pus cârciuma în drum. Nu va prinde niciodată. Sunt prea mulți de prins. Bun, am... Și nefericiți, nu? Da. Da. Da, nu știu dacă e nefericit el sau ăla care intră în cârciumă sau cel care intră în cârciumă. Doamna Silvia Giurgiu, poetul, vă rog eu frumos ultima strofă. Concept din iubire și din taina adâncă, în divină însoțire înflorește pe stâncă, din lumină se înfruptă, adunând-o în palme, când pe bruma căruntă în tăcere adoarme. Deci e vorba de poetul, care este în felul interesant, acesta. Nu? E concept din iubire și taina adâncă. Frumos. Da. Bravo, doamna Silvia. Da. Ca bun. De obicei. Ana Maria. Aici avem o poezie mai copilăroasă, așa cum este și această studentă în anului de facultate, care când trimite poezii, zice poezii mai pentru copii. Și sufletul ei e chiar un suflet de copil. Are aici rugăciune și pițigoiul. O să citesc rugăciune. Spun cu mama o rugăciune înainte să adorm, să avem vise plăcute și să avem un dulce somn. Pentru ziua ce o urma, eu cer multă sănătate, iar răcetele de îngeri să ne ajute toate, toate. Este, pare simplă, pare, dar nu este simplistă. Este o poezie dulce, plăcută. Mai naiv așa. Da, da, da. Dar în sensul frumos. Și acest acum, cu surpriza surprizelor. Plăcută pentru mine, ceva extraordinar, Marius Ionescu, care ne-a obișnuit cu poezie oraj, adică se descarcă ca un fulger absolut oriunde, nu contează. Da. De data asta a procedat exact cum procedează marile formații de rock, Metallica sau nu știu care, care după albume în care îți bubuie creierii și urechile, scot câte o baladă, dă-ți vine să plângi, efectiv. E, vă rog frumos, rondel de viață. Eu știu că viața nu e atât de rea când te privezi venind acum spre mine, cu pașii fermi în ploaia care vine peste oraș și peste lumea mea. Am și uitat de orice boală grea, iar ploaia pare că o să se termine. Când te privesc venind acum spre mine, eu știu că viața nu-i atât de rea. Te-aș invita apoi la o cafea, de-aș ști că ne-am simțit atât de bine și dacă spui că ție îți convine și că probabil nu mai revedea, eu știu că viața nu-i atât de rea. Ce s-a întâmplat cu omul ăsta de a scris asemenea poezie? A întâlnit pe cineva? A făcut el ceva? Nu știu, el este neprevăzut. El este imprevizibil. Mai scris și numărul trecut. Este un... Da, tot așa. Este un l-am îndreptățit odată cu un titlu de poezie, Tanca. Până la urmă, acela era modul de scris, unul pe lângă haiku, da, era, dar nu știu dacă păstra, nu m-am mai uitat, să văd dacă păstrează acel script cu
cu rimele 5, 5, 7, 7 și așa mai departe. Adică este un anume stil și cred că de acolo ne-am gândit noi oare ce vrea să spună cu Tanca. Da. De aici încolo. Lidia Manea, da, Lidia Manea ne este mama Anei Maria Manea. Deci ele sunt în tandem, așa, într-un tandem sufletesc, cum nu se poate să nu fie între o mamă și o fiică. Mai ales că totdeauna Lidia Manea îmi spune, eu nu o ajut decât să o critic, nu ajut să-i dau din versurile mele sau să-i spun haide să publicăm această poezie, decât dacă simt că e confort spiritului ei și sufletului ei. Chiar dacă este o poezie ușor naivă, este o poezie a sufletului ei. Mă refer la Ana Maria. La Lidia e cu totul altceva, este o poezie în care se vede foarte bine că știe să pună versul, este și inspirată și este o persoană care chiar crede frumos în Dumnezeu, nefăcând paradă de acest lucru. De Paște, Iisus pătrunde în suflet ca în fiecare an să îl primim însmerit, nu vrea averi nici bani. Cu suflet primenit, cu ajun și rugăciune, să așteptăm lumina cu pace, gânduri bune. Este o poezie în 2, 4, 5 strofe. Da, urmează tot o persoană pe care o publicăm de puțin timp, Elena Toteanu, care aici ne aduce un stil mai nou, fabula. Mai este vorba de Pălămida și Floarea de Crin, e bine să o lecturați. Eu aș citi aici morala, da. Așa e și omul, se înalță sub soare și ridică în zare idealul sfânt. Nu-l apreciază nenea orșicare, dar cu siguranță are pe pământ semeni ce-l admiră, care simt la fel, nu trăiesc în umbră doar cu caburuiană. Înalță stindarde, urmăresc un țel, schimbă chiar istorii sub alumii geană. Astfel este geniul. Fii și tu ca el. Frumos îndemn. Maria Chirtoacă, colega mea de Uniune, este membra Uniunii Scriitorilor din România, îi dau citire chiar așa ca să nu se creadă că USR înseamnă altceva. Este vorba de o poetă cu mare, cu un simțământ deosebit, un om chiar care e ca poezia dânsei. Scrie în foarte multe genuri, scrie carte de călătorie, are peste 60 ceva de cărți publicate. Și o avem aici cu două poezii, Orchestră și O lacrimă, pe care s-o citesc pe orchestră. Prin lumea asta călător, eu cânt și cânt în cânt de dor și către zare se răsfiră mai blând povestea mea pe liră și frunzei mai ușor este să zboare în vânt ca o poveste și versul meu se înfioară că simt pe Dumnezeu vioară. Scrie și epigramă, scrie, Maria este o vioară într-un concert al naturii. Marius Graure a făcut un salt calitativ, se cunoaște evoluția pozitivă. Este un om care muncește mult, asta pot să vă spun foarte, foarte sigur. La el talentul nu prea îl interesează. Îl interesează mai mult să muncească, să își exprime gândurile lui proprii. Bun. Are publicat o poezie, Seară de Vară. Nu citesc acum din ea. O singură poezie, vă las pe dumneavoastră să o citiți.
Elena Filotea Bădescu este elevă în clasa 11-a la Liceul Ion Barbu și o avem destul de mult timp printre noi, în revistă mă refer. Are un roman deja finalizat, Expediția Imposibilă, la care văd că s-a gândit să adauge Ruinele Trecutului, o continuare a acestui roman. Învață din mers, este foarte activă în dialog. Eu i-am sugerat anumite lucruri și văd că a ținut cont de ele, dar e foarte puternică în dialog. Știe foarte bine să mânească dialogul, are multe personaje. E pentru vârsta ei, a scrie așa ceva, un roman de aventuri, este ceva deosebit și cred că va continua, nu cred că se va lăsa. În orice caz, ca elevă este de 10 și mă bucur că scrie și mă bucur că scrie la nivelul acesta. Mă refer la roman continuat cu volumul 2. Da. Domnul Ovidiu Ștefan Ciucă, o scriere foarte interesantă, Las să curgă. Nu înțeleg foarte, eu n-am înțeles dacă este poezie sau proză, pentru că nu știu dacă... Eu mai degrabă o încadrez într-o bucată de eseu, așa, sau proză poetică. Nu știu ce pare să spun, că este. Da. Foarte interesant de altfel la ceea ce spune în interiorul acestei scrieri. Dar, v-am zis, nu știu unde să mă încadrez prea bine. Cred că la toate, până la urmă la toate. Da, face o încercare, după câte văd. Încercare, da. E foarte interesant. Da, se auto-întreabă despre orice e bun, pozitiv, un să mă supăr. La tinerețile lui, fără să mă supăr pe cineva. Își pune probleme existențiale. Da, până la urmă, puternice, da, cred că asta vrea adică să spun. Și încearcă să și răspundă. Să și răspundă la ele, da. Acum nici eu nu știu dacă înțelege, dacă reuși sau nu să-și răspundă. Asta este cu totul. Noi l-am publicat crezând că va face o... E foarte bine, pentru că probabil că în viața fiecăruia există și o perioadă, de încercări. Sigur, și de întrebări și normal, de răspunsuri. Corect. N-ai cum să ajungi undeva dacă nu încerci tot felul de variante. Bun, și am ajuns la Dorina și Mihai Moise, aici de față. Da. Vă rog frumos să le spun, care scriu, să le transmiteți. Scriu în tandem. Să le transmiteți dumneavoastră ce aveți, da, să le transmiteți. Da, o să le transmit. Așa. Trebuie să mai trimită materiale. Icoana Maicii Domnului este o poezie scrisă în tandem, deci o poezie pe care au scris-o dar în versete, împreună, da. Efectiv. Pentru că văd 1, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe. Fiecare verset reprezintă o anumită idee despre icoana Maicii Domnului. Da. Idei care provin din cultura... Eu cred că mai mult Mihai a scris-o, pentru că se Nu, împreună, cred. Împreună. Se simte o să ne și parfumul de Dorina și puterea credinței ei, dar și a lui. Se cunoaște cultura lor religioasă și este exprimată foarte, foarte bine. Foarte, foarte bine. Mulțumim că scrieți în felul acesta și vă rugăm să continuați. Bun. 4? Da, nu-i nedreptățim. 4. Când ai venit la noi, orașul a prins viață. Tu, măicuță, ne dai pururi bună povață. Să prindem aripi în această viață. Tu nu vrei pierea niciunui creștin care se închină ție în veci. Amin. Și toate sunt sub forma aceasta profundă. Am o mică paranteză. Ați spus voi aici în doi, maică, nu te uita la noi, cei europsiți și goi. Maică, uită-te la noi. Ce europsi și goi. Am constatat și de... Foarte bine. Bine că ați văzut.
Bun. Eu cred că au vrut să spun aici că prea suntem goi și parcă ne e rușine ca tu, maică, să te uiți la noi. Noi ar trebui să fim îmbrăcați așa într-o aură de credință și cred că asta au vrut să zică. Mulțumim că ați dresă. Mulțumim frumos. Coperta 4 vă las. Da. Coperta 3. Da, și coperta 3 și coperta 4. Două, da, picturi ale doamnei Loretta Din. Loretta Din. Coperta peisaje. 4. Peisaje. Da. Numele nu mai contează. Da. Păcat că formatul revistei nu permite să publicăm mai bine pe formatul, aceste, da, da, n-avem adevăratul format al picturilor. Pentru pictură. N-ai, da, cum, nu poți să le baci. Exact. Așa, și pe coperta 4, bineînțeles, picturile doamnei Onofre, niște compoziții care atrag prin culoare. Bineînțeles, se spune așa că pictorii văd în culoare, sculptorii văd în formă. Nu prea cred chestia asta. Mie mi se pare că pictorii văd și în formă, sculptorii mai puțin în culoare. Da, corect. Eu am și atunci, pictură de idee. Chiar dacă, ești este, de acolo. Chiar dacă este bidimensională, o pictură poate să reprezinte, să fie, să reprezinte foarte, foarte mult cu gândul la trei dimensiuni. Da, este, sunt niște picturi interesante, compoziții interesante. Vă spun cinstit că nu știu unde să le găsesc denumirile. Nu le-am trecut denumirile, am pus doar. Da. Că nici la, n-aveam nici la Loretta Din denumirile și am zis că nu le pun nici eu. E vorba de, am creat din trei tabluri o cruce care să... O cruce pentru că acolo avem niște labirinturi. Am și avem înțeles. Păsările care ies din ouă și sparg acel zid al oului, altele care intră în ou și creează alte păsări. Iar aici păsări în labirint, păsări în scrieri. Am înțeles. Și am creat această cruce. Bun. Din cele trei tablouri. Imagistică. Da. Bine. Exact. Bun. Ce le spuneți? Vă transmit salutările mele, să aveți o vacanță plăcută, vă aștept cu materiale, vreau să fac numărul următor și vă rog să transmiteți materiale pentru că e de lucru la revistă. Am înțeles, v-ați uitat la mine, gata, da. Nu, la dumneavoastră m-am uitat ca să mă susțineți, să le spuneți vocea masculină să triumfe. Da. Mulțumim că suntem aproape și vă... Sper să rămânem o familie unită. Până la urmă și la urmă, da, este o perioadă a vieții noastre și este o perioadă, exact, destul de plăcută a vieții noastre. Așa este. Mulțumindu-vă pentru prezent. E mare lucru că prezent. Ne întâlnim atâția, da, în, da, sală, știți? Sigur că da. Sigur că da. Mulțumindu-vă pentru prezență. Mulțumim Centrului Cultural. Suntem aici ca acasă. Exact. Fix ca acasă, pur și simplu. Doamna director creează starea asta de bună vibrație și, da, mulțumim de fiecare dată. Așa este. Da. Nu rămâne decât să vă transmit toate cele bune și să vă rog să aveți grijă de dumneavoastră și de cei pe care îi iubiți. Da, vă iubim.